Bună seara! Good evening. Am participat astăzi la un eveniment deosebit de important. We have participated today at a very important event. Inaugurarea primului zbor direct sezonier între Estonia și România. The launching of the first direct flight between Estonia and Romania for seasonal flights. Am avut onoarea să am lângă mine prim-ministrul estonian Iuri. I had the honor of having the Prime Minister of Estonia, Yuri, next Yuri to me. Ratas. Yuri Ratas. Și vreau să vă spun că zborul a durat doar 2 ore și jumătate. Serviciile au fost foarte bune. Flight. The services were very good. Iar echipajul deosebit de amabil. And the crew particularly hospitable. Sper că prin acest zbor direct, I hope that through this direct flight, să impulsionăm schimburile comerciale. We can strengthen and further our commercial trade. Schimburile economice, educaționale și culturale. And our trade in terms of culture, economic and culture. Această conexiune directă între România și Estonia. This direct connection between Romania and Estonia. Sper să impulsioneze cetățenii români să viziteze frumosul oraș Tallinn. I hope it will encourage the Romanian citizens to visit the beautiful city of Tallinn. Castelele medievale extrem de bine păstrate. The very well maintained medieval castles. Și insulele pitorești ale Estoniei. And the picturesque islands of Estonia. În același timp, at the same time, sper ca cetățenii din Estonia, I hope that the citizens of Estonia, să se relaxeze pe litoralul frumos al Mării Negre, to come and relax on the beautiful shores and beaches of the Romanian Black Sea, și să viziteze frumoasa delta a Dunării, and also visit the beautiful Danube Delta. Acest eveniment, this event, are loc în contextul în care, has taken place in the context in which, Estonia sărbătorește 100 de ani. Estonia celebrates 100 years. De la adoptarea declarației de independență. Since they signed the Declaration of Independence. Și în același timp România. And at the same time Romania. Sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire. Is celebrating 100 years since the Great Unification. Tot astăzi. Also today. Am semnat la Tallinn. We have signed in Tallinn. Un memorandum, a memorandum între Ministerul Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului, between the Ministry of Commerce, Trade and Entrepreneurship și Agenția de Investiții din Estonia. And the Estonian Investment Agency. Pe agenda noastră de lucru, on our work agenda, s-au aflat atât îmbunătățirea relațiilor bilaterale și economice dintre Estonia și România. We have also had the strengthening of the bilateral relationship and economic relationship of Estonia and Romania. Și se vede că astăzi am făcut deja primii pași. And you can clearly see today that we've made the first steps. Deci un consens. So there's a consensus. Pe agenda europeană. On the EU agenda. Vreau să mulțumesc companiei Nordica. I would like to give a special thanks to the Nordica company pentru această inițiativă. For this great initiative. Și sper ca acest zbor de data aceasta între Tallinn și Constanța. And I hope that this flight between Tallinn and the city of Constanța să devină un zbor pe viitor și între Tallinn și București. To in the future turn into a flight between Tallinn and Bucharest. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Honorable Prime Minister, Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, and of course, our very good company Nordica. Și desigur, mulțumim companiei Nordica. I think that both of us and also two countries, we made today very great step. Cred că astăzi, noi doi și țările noastre am făcut pași minunați înainte. I think it is. We are building our history between the two countries, Romania and Estonia. Cred că astăzi clădim istoria între țările noastre, Estonia și România. Open together the first ever flight between two very beautiful and lovely countries. Am inaugurat împreună un zbor între cele două țări minunate. I'm really proud to stand with you, Madam Prime Minister, in front of these two very beautiful flags, flag from Romania and Estonia. Sunt mândru să stau alături dumneavoastră, doamnă prim-ministru, și în spatele nostru avem cele două steaguri frumoase ale României și ale Estoniei. Thank you, Prime Minister, for the company during the smooth flight and for your visit
to our capital Tallinn. Vă mulțumesc pentru compania dumneavoastră, pentru zbor lin și pentru prezența dumneavoastră în capitala noastră, Tallinn. I'm really glad that there are many things which are connect Romania and Estonia. Mă bucur că sunt multe elemente care pun o legătură între România și Estonia. We are connected by history, both Estonia and Romania celebrate 100th anniversary this year. Suntem legați de istoria faptului că ambele țări, și România și Estonia, celebrează centenarul astăzi. I'm really happy that we are connected more and more by business. In 3 years, our bilateral trade turnover has grown almost 75%. Vă putem spune că relația noastră economică se îmbunătățește în continuu. Schimbul comercial între România și Estonia a crescut cu peste 75% în ultimii 3 ani. It was high time to offer a direct flight connection to our people and, of course, our businesses as well. Sosise momentul să deschidem o linie aeriană directă între popoarele noastre și între afacerile din țările noastre. I think that your beautiful city Constanța has a huge potential to become an important tourist destination for Estonians. Cred că frumosul oraș Constanța poate deveni o destinație pentru cetățenii estonieni. I hope in the same time that opening a direct connection between Constanța and Tallinn will create bigger interest for Romanians to visit also Estonia and learn more from our history as your prime minister did. Thank you. Și sper ca prin această nouă linie și această nouă legătură, cetățenii români să vină în Estonia, în Tallinn și să descopere țara noastră și istoria noastră, așa cum și doamna prim-ministru a făcut. Vă mulțumesc.